Mănâncă multe dulciuri, rezolvă cazuri și stă doar ghemuit și nu poartă ciorap. Ei bine, dar astăzi vom vorbi despre L, sau pe numele lui real, L Lawliet. El este un personaj fictiv din seria manga și anime Death Note, create de Tsugumi Oba și Takeshi Obata. Pe scurt, el este un detectiv de renume mondial care își asumă provocarea de a prinde criminalul în masă, cunoscut sub numele de Kira. În investigația sa, el devine suspect față de Light Yagami și își propune să demonstreze că Light este Kira. Pe el, din punct de vedere fizic, îl putem descrie ca fiind un tânăr slab și palid, înalt, cu părul negru și ochii negri. Una dintre cele mai vizibile trăsături ale sale este umbra de sub fiecare dintre ochii săi, rezultatul faptului că el nu prea doarme mai deloc. Întotdeauna pe el îl putem vedea într-o pereche de blugi albaștri, alături de o bluză albă și desigur fără cerap. El susține faptul că dacă nu ar sta ghemuit, capacitatea lui de raționament ar scădea cu până la 40%. Dieta lui el constă în principal din dulciuri cu zahăr. În ciuda faptului că el mănâncă foarte multe dulciuri, el nu ia în greutate. Acest lucru este datorat de faptul că el, folosindu-și creierul foarte mult, iar creierul fiind organul în care consumă cel mai multe calorii, el poate mânca dulciuri fără să se îngreje. În anime este născut pe data de 31 octombrie 1982, adică mai exact la început de serie el are 24 de ani, iar data morții sale este de 5 noiembrie 2007. Înălțimea lui este de 1,79 m, iar greutatea acestuia variază undeva la 50 de kg. IQ-ul lui el este estimat ca fiind unul de 200, dar conform altor surse acesta poate fi și de 230 sau 250. El își face debutul în manga din capitolul 1, iar prezența lui în anime apare din episodul 2. Dar doar din episodul 6 el își face prezența fizică, prezentându-se în fața celor de la Japanese Task Force, cei cu care urma să coopereze în cazul lui Kira. La vârsta de 8 ani, el a fost găsit de Watari și dus la orfelinatul din Anglia, cunoscut sub numele de Casa Uemi, un orfelinat special pentru copiii care au inteligență superioară. La un moment dat, Watari și-a dat seama că el avea o inteligență incredibilă și ulterior l-a ajutat în cazurile sale. El a devenit detectiv la o vârstă tânără, necunoscută, și în cele din urmă și-a câștigat reputația ca fiind unul dintre cei mai mari detectivi din lume. El mai poate fi recunoscut și sub numele de Ryuzaki, acest nume fiind recunoscut în special de cei de la Japanese Task Force. El urăște foarte mult să piardă, această trăsătură o putem vedea de asemenea și la rivalul lui Light. Pe lângă faptul că el este foarte inteligent, este și destul de bun la bătaie. În episodul 18 îl putem vedea pe Light și el luptându-se în timp ce sunt încătușați împreună, el folosind un stil de luptă brazilian. În anime, vocea lui el în japoneză este dublată de Kapi Yamaguchi. Nu știu dacă l-am pronunțat corect, dar aveți numele pe ecran. De multe ori pe parcursul seriei, el afirmă că probabilitatea ca Light să fie cu adevărat Kira este de doar 5%, dar el dă întotdeauna impresia că este o minciună completă. El îi spune clar lui Light că este printre cei mai puțin bănuiți suspect, atunci când în realitate el este în jur de 90% sigur că Light este Kira. Deoarece el consumă doar dulciuri și stă în majoritatea timpului, poate fi ușor să ne gândim că ar fi leneș și incapabil de cele mai multe fapte atletice, dar acest lucru este de departe de a fi adevărat. La urma urmei, chiar și în anime îl vedem pe el într-un meci de tenis împotriva lui Light, el fiind un fost campion când a locuit în Anglia. Lui el este frică de faptul că îngerii morții ar putea fi reali. În episodul 24, după ce Kiyosuke, adică al treilea Kira, este prins, el face primul contact cu un înger al morții punând mâna pe Death Note, iar reacția lui este destul de interesantă. Ryuzaki, Shinigami desu ne. La fel ca și el, Mello și Near au crescut la orfelinatul Casa lui Uemi, cei doi fiind succesorii lui el, iar Near fiind cel mai mic și probabil și cel mai inteligent. Inițial, Near și Mello trebuia să fie copii gemeni al lui el, doar că creatorii n-au putut să și-l imagineze pe el ca fiind un tată în ciuda personalității sale foarte ciudate. Faptul că el este destul de antisocial, am putea spune că nu prea știe așa multe limbi, dar în schimb, el poate vorbi fluent în japoneză, chineză, engleză, rusă, germană și franceză. Cam acesta a fost episodul de azi, dacă v-a plăcut puteți să mă susțineți cu un like și un subscribe. Dacă aveți și alte informații pe care ați fi vrut să le vedeți în clip, le puteți lăsa în comentarii. Eu am fost Iulyuss și v-am lăsat. Pa!